Bună ziua tuturor! Bine ați revenit la emisiunea noastră Nimic fără Dumnezeu! Astăzi vom discuta despre personalitățile Noului Testament și anume vom vorbi despre Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, autorul primei Evanghelii, este serbat în data de 16 noiembrie a fost fiul lui Afteu, care nu este una și aceeași persoană cu Afteu sau Cleopa, lui Iacob cel Mic. Înainte de a fi chemat la apostolat, se numea Levi și era Vameș. Singura sa mențiune cu privire la sine în propria lui Evanghelie o regăsim în capitolul al 9-lea, versetul 9. Și plecând Iisus de acolo, a văzut un om care ședea la vam cu numele Matei și a zis acestuia, vino după mine și sculându-se a mers după el. Așadar, observăm faptul că Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, înainte de botez, era vameș la lacul Genizaret. El încasa taxa cuvenită stăpânitorilor romani de la negustorii care treceau lacul Genizaretului. Matei a răspuns rapid chemării Mântuitorului. Astfel, acesta a renunțat la slujba sa de vameș și a făcut un mare ospăț pentru Mântuitorul Iisus Hristos și ceilalți ucenici săi. În această privință regăsim mărturii în Sfântul Apostol și Evanghelist Luca la capitolul 5, versetele de la 25 la 27. Și după aceasta a ieșit și a văzut un vameș cu numele Levi, care ședea la vamă și i-a zis, Vino după mine. Și lăsând toate, el s-a sculat și a mers după el. Și a făcut Levi un ospăț mare în casa sa. Și era mulțime multă de vameși și de aceia care ședeau cu ei la masă. Din următoarea afirmație deducem faptul că Sfântul Matei avea o reputație destul de ridicată printre confrații săi, de vreme ce mulțime multă de vameși a venit la ospățul pregătit de el pentru Hristos. Se pare că era destul de bogat, poate nu la fel de vocat ca Zaheu, dar în mod sigur dispunea de o situație materială bună. După înălțarea la cer a Mântuitorului Hristos, Sfântul Evanghelist Matei a rămas în cetatea Ierusalimului timp de 15 ani, propovăduind conaționalilor săi, adică iudeilor. Sfântul Irineu arată că după aceea s-a dus în Macedonia, apoi în Asia și în cele din urmă în Etiopia, unde a propovăduit creștinismul. Deși cunoaștem faptul că Sfântul Apostol Matei a scris mai înainte Evanghelia sa în limba ebraică, acest text inițial nu s-a păstrat și s-a pierdut cu timpul. Dar Sfântul Apostol Matei a rescris Sfânta sa Evanghelie de data aceasta în limba greacă. Acest amănunt are o deosebită importanță datorită faptului că fiind scrisă în limba greacă, o limbă cunoscută de popoarele din prejur, Evanghelia se adresa tuturor neamurilor, nu doar iudeilor. Evanghelia se deschidea astfel lumii întregi. Sfânta Scriptură nu reprezintă numai o simplă istorisire a unor momente și evenimente din viața și cultura poporului ales, ci și o sursă de înțelepciune spirituală, o cale de zidire duhovnicească, o prezentare obiectivă a începutului mântuirii neamului omenesc. Dragi credincioși, vă dorim o zi binecuvântată și până data viitoare numai bine. Doamne, ajută!